Să ne îndreptăm totuși un picuț înspre zona care ne interesează, cea a universităților din România și modul în care acestea sunt digitalizate sau modul în care își propun să facă acest lucru. Și, mă rog, din datele pe care le-am avut la dispoziție, am constatat aici colegii mei, Laurențiu Georgescu și Vlad Petcu, au săpat la modul propriu după aceste date și după aceste informații în documentele care sunt disponibile public. Și am constatat că în anul 2018 universitățile publice au cheltuit 4 milioane de euro pentru dezvoltarea și mentenanța platformelor IT, având imobilizări necorporale, da, deci în ce înseamnă softuri și alte instrumente, de peste 60 de milioane de euro. Este o sumă mare, da? Și de fapt, ce știm și observăm cu toții? Că fiecare universitate încearcă într-un fel sau altul să își creeze propriile infrastructuri, propriile instrumente. Că vorbim de raportarea cercetării, că vorbim de gestiunea studenților. Da? În mod firesc și în mod logic, și asta a fost și demersul domnului rector, și asta a fost mesajul pe care a dorit să-l transmită Consiliului Național al Rectorilor, mesajul este că există anumite zone unde este foarte important să acționăm unitar, pentru că în felul acesta putem avea produse mai bune și în felul acesta putem să avem produse eficiente la costuri mai mici. Da? Pentru că dacă adunăm, după cum vedeți, toate aceste sume, ele rezultă într-un final, într-un buget mai mult decât foarte consistent pentru ce am avea nevoie. Cu atât mai mult cu cât raportările la care fac referință sunt unitare, ele țin de domeniile CNATCU sau ARACI sau mai știu eu care sunt aceleași pentru fiecare dintre noi. Da? Deci este, aș spune, un challenge pentru cumva o dovadă de realism, dar și de pragmatism pentru a pune, să zic, la un loc toate forțele pentru a avea niște instrumente pe care să le folosim eficient cu toții. Un exemplu de bună practică pentru ceea ce ar însemna o arhitectură generală într-o universitate este cel pe care îl prezentăm aici, în care trebuie să integrăm sistemele de management universitar cu sistemele de management administrativ, da? Ele să fie interconectate, sunt atâtea informații pe care trebuie să le furnizăm în diverse locuri. Este foarte important și știm că de multe ori avem cumva suntem puși în situația de a crea un anume disconfort colegilor noștri, cadrele didactice, cerându-le într-o parte să raporteze într-un fel, în altă parte altfel. Evident că un sistem integrat ar fi mult mai util. Apoi, trebuie să existe un sistem ERP coerent, destinat planificării eficiente a resurselor și proceselor din universitate, care să funcționeze în timp real. Și, nu în ultimul rând, managementul și arhivarea electronică a documentelor, inclusiv prin semnături digitale, cu o eficiență ridicată a răspunsului și o trasabilitate. Asta, în mod evident, asigură foarte mult managementul unei instituții de învățământ superior.